Pregătirile pentru alegerile locale din 27 septembrie sunt aproape de final la Vârșolț. Autoritățile locale au anunțat că în comună vor exista două secții de votare. Una dintre acestea va funcționa în incinta primăriei din Vârșolț, iar cealaltă în localitatea Recea. Acolo își pot exercita dreptul la vot și alegătorii din Recea Mică. Primarul Breda Lăioș îi asigură pe cetățeni că pe tot parcursul procesului de votare vor fi în siguranță și că în fiecare secție vor fi puse la dispoziție alegătorilor măști, dezinfectant și mănuși. 7 septembrie. Acum, sigur că atât în Vârșolț, Recea Mică, oamenii cunosc, văd, este și capa electorală, că se zice alegerilor. Avem două secții de votare, una în Vârșolț la sediul primăriei, care până în 27 trebuie să fie măcar camele respectiv unde ținem alegerile să fie gata, terminate, după aia mai continuăm două săptămâni lucrările exterioare care avem și o altă secție de votare avem la Recea, la Căminul Cultural, unde vor veni și cetățenii din Recea Mică. Adică, în concluzie, două secții de votare avem și noi sperăm să vină cetățenii la vot, avem mai mulți candidați, fiecare să voteze cum îi dictează inima și sufletul. Pentru campanie ne-am pregătit cu măști, cu dezinfectanți, cu mănuși. O să vedem peste o săptămână ce ordine vom mai primi, că mai sunt încă două săptămâni bune până la alegeri. Și suntem pregătiți pentru a se desfășura în condiții